început tocmai filmarea și fiți atenți, avem alertă de furtună. Ce nori gri și întunecați avem în spatele nostru. Sper să filmăm totul ok. Vai de capul meu! Salutare tuturor, mă numesc Eugen, îi am lângă mine pe Valeriu și Adi, iar astăzi filmăm 24 de ore într-un S-Class. Mercedes-Benz, sat, semafoare portocale, mân pe Benz ca în șah, toată noaptea până sare. Te driblezi bun mat ca și fumul la culoare. Mercedes-Benz, sat, bat cu Nike-ul pe pedale. Regulile challenge-ului sunt foarte simple. Odată ce intrăm în această mașină, nu avem voie să ieșim pentru următoarele 24 de ore. Excepție făcând momentele atunci când ne vom schimba cu locurile. Bă, Eugen, ce vom face 24 de ore într-o mașină? Asta este foarte plictisitor. Nu, Valeriu, echipa Orange Blue a pregătit un program extrem de tare pentru ziua de astăzi. Așa că zic să apăsați chiar acum pe butonul de like dacă mai vreți episoade în care petrecem 24 de ore în alte mijloace de transport. Dar până a urca în mașină, haideți să vă zic niște date despre ea. Mașina asta costă în jur de 115.000 de euro, însă ea este modelul clasic S-Class, existând și varianta mai scumpă, Maybach, care costă în jur de 195.000 de euro. Mașina arată foarte, foarte bine la exterior, însă punctul ei forte și de ce seria S este foarte, foarte populară este interiorul, care e absolut lux. Mașina asta are doar 4 locuri, însă acest lucru este datorat faptului că aceasta este o limuzină, făcută special pentru a oferi confortul maximal. Băieți, hai odată să intrăm în mașină și să începem challenge-ul! Eu sunt extrem de entuziasmat! Care și unde stă? Eu în spate, în partea dreaptă, și nimeni în față. Atunci eu o să fiu în față și vreau tare să conduc. Ei, eu tot vreau să conduc și să fiu în față! Nu, Valeriu, în spate, în partea stângă. Crede-mă, mașina asta e făcută pentru a sta în spate. Ai încredere în mine. Eu, priviți ce mașină! Uitați-vă ce salon este aici! Prima dată văd așa ceva! Ce faci, băi? Bă, descalță, intru în mașină! Calți-te înapoi, intră, e ok! Asta nu-i covor de asta de casă, eu înțeleg că o să un apartament, dar... Fiți atenți, are soft close, adică nu trebuie să o trântesc ca la Daci. Prieteni, nu-mi vine să cred că pot să stau încălțat în această mașină! Uitați-vă, am chiar un compuctător în fața mea! Am și aici un compuctător! Nu înțeleg de ce nu iese acest computer. Stau un pic, Valeriu, o să strici tot. Apeși pe buton, tot aici pe buton. Tu strici ceva aici, lasă așa. Ok, nu vreau să stric nimic pentru că această mașină este foarte scumpă. Nu e așa, Adi? Costă cât un apartament. Iar acum, haideți să începem acest challenge. Odată ce intru în mașină, nu am voie să ies. Fiți atenți. Eugen, nu trebuia să o trântești atât de tare! Adi a spus că este scumpă cât un apartament! E ok, e ok, nu-i nimic! Este prima dată când stau la volanul unei astfel de mașini scumpe, fiți atenți! Cheia o punem aici și apăsăm pe acest buton! Ce se mișcă scaunul! Se mișcă! Țineți compuctatorul! Compuctatorul meu! În sfârșit pot să văd ce aplicații sunt aici și să mă joc un pic! Valeriu, te afli într-o mașină de 115.000 de euro și tu te joci în telefon? Uitați-vă ce aplicație interesantă am găsit! Calculator, uitați-vă! 5 plus 2 egal cu 7! Automat face asta! Nu trebuie să-mi încordez mințile! Deci, acesta este locul șoferului. Când îți permiți o astfel de mașină, de obicei ai șofer personal, dar e fain și să o conduci și singur. Apropo, pentru a ajusta scaunului nu e nevoie să te apleci, să cauți, să tragi de ceva ca la mașinile clasice. Trebuie doar să apeși de aceste butoane. Fiți atenți, stai relaxat, apeși și scaunul se ridică. La fel și speteaza. Eugen, tu îmi dai în sus și în jos compuctatorul meu. Băieți, în așa poziție o să conduc ca un adevărat vitezoman de Formula 1. Ce fel de sunete de babuin, da, da, da. Flămând au mai fost și asta. Deci o să-mi ridic scaunul cât mai înalt posibil. Bă, fiți atenți, cât de înalt! Ce fac acum? Am o întrebare pentru voi, scrieți în comentarii cum credeți, de unde se schimbă modurile de mers. Cum ar fi drive, reverse, vă las 10 secunde. seconds later. Uite aici după volan, deoarece în locul unde ar fi trebuit să fie amplasat în mod normal se află această super cotieră. Și fiți atenți, ce ecran mare, exact ca într-o mașină Tesla. Apropo, în această mașină avem peste 55 de inci de ecran. Deci fiecare are, după cum vedeți, câte un monitor pentru a privi ce dorim sau a face diverse setări. După cum vedeți, eu aici am posibilitatea de a schimba temperatura și multe alte setări, cum ar fi masaj, tot așa mai departe. Valeriu, te simți bine? Da. Prieteni, acest scaun este mai comod decât patul meu de acasă. Stau așa și parcă mă îmbrățișează din toate părțile. Și această cotieră mă face să mă simt ca un adevărat boss. Valeriu, o să arăt un lucru foarte, foarte tare. Ia veniți voi aici. Așa. Pot. Doamne, cine mă atinge la spate? De ce se întâmplă, Adi? Ce ai făcut? Am pus masajul, deci fiți atenți. Aici am posibilitatea să controlez de la Valeriu și de la mine masajul. Asta e hot relaxing, gen masaj cald. Simt foarte bine. Dar focusul este oare? Eugen la fel are masaj în scaune. Apropo, fiecare scaun are peste 19 motorașe ca să facă acest masaj. 19 motorașe. Valeriu, fii atent, o să apăs pe un buton. Da, și? Stai că-mi dă eroare. Adi, văd că nu te pricepi absolut deloc în această mașină. Mai bine nu apăsa pe toate butoanele. Pornește motorul. Nu cumva să pornești modul parașuta și să sărim din mașina asta. Nu asta vreau, eu să înțeleg că e tare mașina asta, dar nici chiar avion să sare sus. De fapt, încearcă acum. Încearcă acum. Ai, Adi, numai nu, modul catapultă, te rog, oprește-te odată. No, așa, și acum fii atent doar la picioare. Wow. Așa. Eu de ce nu am așa ceva aici? Pentru că lucrul ăsta de jos, cel puțin, l-am doar eu. Deși ai loc destul de mult la picioare. Cumva aș putea să controlez scaunul din față, doar că nu știu cum. Valeriu, fii atent. Prieteni, acest loc din mașină se numește locul prezidențial, locul unde stau toți boșii, președinții și toate persoanele importante. Atunci, de ce stai tu aici? Foarte amuzant, Valeriu, dar după cum vedeți... Nu-i nimic amuzant! Stai de jos din mașină! Și ales cel mai bun loc. Voi m-ați ales locurile! În fine, după cum vedeți, eu am posibilitatea să-mi ridic și picioarele, gen stau ca într-un fotoliu. Lucru pe care Valeriu nu poate să-l aibă, deoarece dacă își ridică picioarele, dă în scaunul lui Eugen. De asemenea, eu am posibilitatea să mișc scaunul din față. Dar Valeriu nu are această posibilitate pentru că asta ar însemna să deranjez șoferul. Eugen, ieși din mașină ca să pot mișca scaunul. Da, mașina merge singur. Băieți, cred că sunteți gata să accelerez și să... Stai un pic, stai un pic. Cel mai important lucru, uitat. Pas butonul ăla acolo. Ăla. Asta, da? Așa. Fiți atenți! Putem să vedem cerul. Uite rândunelele! Care rândunele? Nu văd nicio rândunică. Acum, Eugen, te rog, hai să pornim. Da, am plecat, băieți. Da, șeful. Ce s-a întâmplat cu acești copii? Uite, fii la reacția lor. Fii atent, ce-i? Dă-sta în jos, dă-sta în jos. Eugen, dă și geamul meu jos. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu fața ta? Bro, ce-ai pățit? Deschide geamul, Eugen. Eugen, deschide geamul. Am deschis. Ce s-a întâmplat? Salut, băieți, ce faceți? Bine. De ce ați fost atât de uimiți? Tablet. Vă place mașina? Da. Vai pe capul meu! What? Prieteni, ați văzut? Acel băiat era atât de uimit de mașina asta încât a făcut o față pe care nu o pot face nici eu, nici Adi și nici Eugen, cu siguranță. Apropo, vreau să văd un lucru. Aici în spate ar trebui să avem frigider. Frigider? Ok, ăsta nu are frigider. Căști în frigider? De ce stau căști în frigider, Adi? Fii atent, îți căști Mercedes. Să aud mașini în ea? E atât de tare izolația, eu nu aud nimic acum. Eu îl aud pe Adi, dar foarte, foarte complicat. Fii atent, doar mă pun așa. Parcă aș fi în avion, serios. La mine în căști se aude, Adi, dar doar un pic. Băieți, problema e că vă aud eu pe voi. Faceți gălăgie prea mare. Da, dar nu pot, te aud, nu te aud. Aud mașini. Eugen, tu ești șofer, noi suntem boși în spate. Scuze, Eugen, scuze. Ce cu viteza asta? Acest motor este preferatul meu. Eugen, nu vine să cred că ai putut să accelerezi până la 1000 de km într-o milisecundă. Ei, nici chiar 1000, erau doar 50. 50? Da, mergem în limita regulamentului. băieți, dar noi mergem deja de 10 minute. Unde mergem? Eu cred că e evident. Să mâncăm undeva! Uitați-vă cum înghioră mațele! Am o idee. Cum ar fi o mașină foarte, foarte scumpă să mergem la Mac, la drive-thru, să vedem reacțiile oamenilor. Ce zici, Valeriu? Sunt total de acord. O să prindem reacțiile oamenilor la Mac cu o mașină de 115.000 de euro. Da, Eugen, talpă! Am mai auzit undeva cântecul ăsta. Am bani în sac, sunt creasc crucioc, dar știu că nu-mi mai plac. Am bani în sac, țin-mi de mira, sunt pe Mastercard. Am bani în sac, zici că sunt băgăs. Deci am luat o maimuță, cu noi ne scos. Eu nu sunt o maimuță, Adi. Mami e pe business, clar că știi. Mami e pe fashion, stai să știi. Băi, noi putem să filmăm un clip acum. Partea a doua din Scrooge. Mami vrea doar mie, mami e pe fază, alții pe fază. Bai, 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 nu mai bai, bai, bai. Asta e partea lui Adi. Hoi, n-aram bani, euro, lire. Din orice ce fac e de 1000. Hai să nu vorbim atât de mine. Cu atâția bani poți să uiți de modestie. Adi, am văzut că când despre faptul că ai foarte mulți bani, poți să-mi împrumuți, te rog, și mie vreo 300 de lei. Eu gen o să-ți împrumut. Nu-mi vine să cred. Și băieți, am ajuns la intrare, fiți atenți. Deci, ce vreți să mâncăm? Eu gen, mie mi-e lene să-mi deschid geamul. Dacă mașina asta costă cât un apartament, de ce să ne aducă livrare în mașină? Să aducă livrare? Da. Ca la apartament, să aducă livrare în mașină? Da. Hai să ne parcăm undeva. Pur și simplu dăm livrare din aplicație. Și ne parcăm undeva la câțiva metri de McDonald's să vedem reacția livratorului. Ce ziceți? Măi, cât de lenoși au devenit băieții stând doar o oră în această mașină. Păi cu masajul ăsta nici nu mai vreau să ies de aici. Tocmai am făcut comanda și trebuie să așteptăm doar 15 minute. Vă dați seama cât de rapid o să vină, pentru că suntem la 2 pași de acel McDonald's. Trebuia să vină într-un minut, nu în 15. În 15 minute mergi jumătate de oră. Până se gătește, până caută locația. Asta e. Valeriu, ce faci? Admir natura. Prieteni, a ajuns livratorul, uitați-vă, a parcat exact în spatele nostru. Și acum ne caută. Fiți atenți, este uimit că trebuie să livreze într-o mașină. Eugen, tu vei vorbi cu el, eu am emoții. Nu, 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 vine în partea voastră, în partea voastră vine. Salut, am vrut să te întreb doar o întrebare. Ai mai livrat vreodată într-o mașină? De obicei da, mai ales când a fost pandemie, doar așa se livra de la McDonald's. Am înțeles, mulțumim mult. Se pare că nu suntem primii, au mai fost oameni ca și noi. Hai, Adi, deschide! Iată să mâncăm! Ce asta? Asta e, eu nu beau ca... Oh, este fierbinte, ține, Adi, ține-o! Ce? Ah, e fierbinte, ține! Ei, dar unde e cola mea? E cola? Tot cola? Adi, cum ai făcut? Ce ai comandat tu? Ei, tot cola? Băuturile noastre! Am comandat doar pentru că voiam foarte mult să beau. Eu nu știam de cola, dă-mi burgerul meu. Nu pot să cred, am așteptat atât de mult timp pentru ca Adi să nu facă comanda corectă. Băi, suntem într-un S-Class, într-o mașină de 115.000 de euro și mâncăm la Mac. Da. E gustos. Doar că unde e băutura? Noi, la magazin. Adi, trebuie duși în tot bagajul acestei mașini. Te rog, atent să nu pătești mașina. O, nu vreau să pătesc această mașină care costă mai mult decât viața lui Adi. Din păcate nu avem măsuțe, doar la Maybach sunt măsuțe de alea care se trag așa. Dar aici ne mulțumim doar cu nimic, practic. O să-mi dau scaunul, uite așa mai pe spate și o să mănânc relaxat. Prieteni, sunt curios ce vă place mai tare, BMW sau Mercedes? Așa că scrieți în comentarii, chiar sunt curios ce marcă de mașină va câștiga. Prieteni, mergem deja de câteva ore, hai să ieșim, vreau să văd natura, vreau să ating pământul. Nu se întâmplă nimic interesant în mașina asta, Adi, nu dormi, iar tu, Eugen, să nu adormi la volan, că am pățit-o toți. Să calmează-te odată, energia. Hai, eu vreau la natură. Nu putem să ieșim. Ha, Eugen! Oprește un pic! Dacă calmează un pic la volan! Eugen, tu pe cine asculti? Pe mine sau pe Adi? Să mâna pe volan! Hai, hai! Adi, hai să facem o excepție să ieșim pentru câteva minute afară! Da, băieți, hai să facem o excepție, ceea ce înseamnă că eu nu voi pierde challenge-ul! Da, corect, sunt de acord! Vedeți, băieți, ce putere de convingere am eu! Deja Eugen a oprit! Nu pierd dacă ies acum din mașină! Hai să-ți arăt, nu pierzi! Valeriu, vine să-ți arăt cea mai tare funcție acestei mașini. Cât de bine este afară! Ce faci tu? Oh, dar s-a deschis. Fii atent cât de încăpător e portbagajul. Uite, dar uite-te până în fund. Vezi acolo frigiderul. Oh, băieți, băieți, ce faci? Închide! Da, am scăpat de el. Acum o să fie mai liniște. Da. Prinde să-mi placă acest challenge. Da, deja e mult mai fan. Apropo, poți să deschizi ăla. Cameraman, deschide ăla. Deschide. Hai, Eugen, dă-i, dar îi dăm forță, ok? Stai, deschide acolo să vedem fața lui. Cameraman, deschide ăla. Stai, băieți! Băieți! Dați-i drumul! Nu cap prin această gaură! În cap, în cap! Vă ajung eu! Capul în cap! Bă-i doar capul, așa! Nu cape nimic! Vă arăt eu vouă! Nu, gata, că strici mașina! Deci, noi putem să vedem în 3D... Valeriu, ia scoateți capul! Poți să văd în portbagaj! Nu cred dacă scoate, se vede ceva! Asta-ți scoate-ți Adi capul! Fii atent, uite că avem un televizor aici, în mașină! Deci, Adi, eu zic să accelerăm! Atențiune! Hei, băieți! De ce mașina a pornit? Accelerăm! Pornește mașina! Ce se întâmplă cu pupicile astea pe aici? Îmi cad toate pupicele în cap! De ce sunt pupice în acest portbagaj? Deschide portbagajul, sar, Valeriu! Da, este aici un buton pe care apeși și ieși! Nu, butonul parașută! Valeriu, roagă-te să nu ne lovească cineva din spate! Nu, Adi, nu mă speria mai tare! Și de ce mi-ați făcut asta, băieți? O, nu, am simțit ceva peste ce ați călcat! Eugen, hai să facem un test. Deci, am văzut deja în mașină că mașina e foarte, foarte lină, datorită suspensiilor foarte, foarte tare. Dar hai să vedem cum simți în portbagaj. Valeriu, să ne zici cum te simți la hopuri! Oh, nu, băieți! Stai să căutăm ceva! Se vede orașul doar, fii atent cât de tare se vede orașul. Se vede extraordinar. De ce băieții au tot acest luxor? Eu trebuie să stau aici în spate. Acum o să vedem la o cotitură bruscă. Nu! Niciun fel de cotitură bruscă! Oh, wow, ce faci? Ce se aude acolo, pupice? Deci cotitură, fii atent! Și, ale, mașina are o super funcție. În momentul în care faci cotitura, scaunul practic te ține. La mine nu mă ține nimic aici! Puneți centura! Are centură! Pe lângă faptul că este foarte cald, băieții fac niște viraje foarte... 3, 2, 1, acum! Asta nu e amuzant, băieți! Scoteți-mă de aici, am tras un cap de portbagajul ăsta! Dă-i, Eugen, dă-i forță! Păi sunt curios cum se simte Valeriu! Nu mă simt bine deloc! Ce se întâmplă aici? Nu rideți! Aul ăla a fost genial! Așa o senzație de tare să mergi într-un S noaptea e mult mai tare decât să mergi ziua, așa Eugen? Cu siguranță! Poate e timpul să încetăm cu aceste jocuri, vreau să ies de aici! O să fii liniștit sau nu? Da, voi fi liniștit tot challenge-ul, gata, scoteți-mă de aici! Ok, hai că... Stai, cine-i pipilău? Adi și Eugen sunt cei mai mari pipilei! Nu! Cine-i pipilău? Voi sunteți niște pipilei! Ce caut aici eu această gheată? E a mea și puturoasă. Pute extrem de tare. Pentru că e a mea. Băieți, gata. Cine e pipilău? Adi este cel mai mare pipilău pe care l-am văzut vreodată. Gata, Adi, oprește. Eugen nu pot să-l conving. Hai să-l scoatem de acolo. Băieți, ce cu glumele astea? Dragon Warrior. Ce cu glumele astea, Adi? Ei, o să iasă vecinii, gata, înapoi în mașină, că sunt prea mult afară! Da, corect, hai! Repede! Las că vă arăt eu vouă! Băieți, cum ați putut să mă puneți pe mine în portbagaj? Lasă asta, Valeriu, trebuie să ne gândim la ceva interesant. Ceva mai distractiv! Da. Că eu mă plictisesc să stau la volan doar! Hai să încercăm să ne concentrăm pe exteriorul mașinii, nu pe interiorul ei. Ce este interesant? Fii atent, am o idee! Oprește! Wow, nici chiar așa! Ce a fost asta, Eugen? Fiți atenți, facem o excepție sunteți la regulă, doar mie. Am cea mai tare idee. Ce excepție? Hai să facem o cursă între un scooter electric și acest S-Class. Curse ilegale noaptea! Între un scooter electric și un S-Class. Bine, hai să o facem, hai să o facem, dar ești tu, Adi, bine? Ok, ok. Ești să facem challenge. Gata! A pierdut! Adi a pierdut acest challenge! Gata, Adi a pierdut acest challenge! Noi nu ne-am înțeles, noi nu i-am dat voie și nu am spus că se termină challenge-ul. Acum ne punem la cursă, accelerez și Adi rămâne! Asta va fi cea mai tare farsă! Să se învețe minte să nu mai facă prostii de-astea cu portbagajul. Deci, prieteni, cam asta e bestia mea care voi conduce astăzi. Avem 5 cai furioși, mai degrabă măgare aici, 5 măgari putere furioși. Avem un spidometru aici, iar eu cumva trebuie să țin asta pentru că e foarte periculos să merg așa. Apropo, voi să nu încercați niciodată asta. Hai, eu dau startul, prieteni! 1, 2, 3! Am plecat! Am plecat, Adi! Hei, de ce m-am dus așa de repede? Deci pe săteții s-au dus înainte. A rămas în spate! Nu vine să cred, Adi! Cum a fost atât, cum Adi a fost atât de credul și a rămas aici? Eu sunt curios cum o să ajungă până la parcare. Nu, eu sunt curios cum va ajunge acasă. Încă un pic, încă un pic și ajung, E în spatele nostru. Oh, nu, înseamnă că totuși merge destul de repede. Adi este aici. Adi! Ei, ce fel de dans este acesta? Deci, Adi încă nu știe că a pierdut. Uitați-vă cât de fericit este, cu siguranță va schimba emoția. El nu se teme de poliție. La 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 la. De ce Adi dă din picioare pe un scooter electric? Fii atent, cum o să fim amendați și el și noi. Adi! Adi! Wow, de-atent! Mai nu a stricat tot Mercedes-ul! Deci, Adi, felicitări! Ai pierdut acest challenge! Adi, de ce râzi? De fapt, dacă ieșeai din mașină, pierdeai acest challenge și tu ai ieșit! Am ajuns să... N-ai ajuns, ai ieșit din mașină! 24 de ore într-o mașină! El nu a înțeles în ce s-a întâmplat! Nu pe un scooter! Păi stați un pic, și voi ați ieșit din mașină! Deci, este că și voi ați pierdut. Păi am ieșit că tu ai pierdut primul. Păi am ieșit să te anunțăm că tu ai pierdut, da. Adi, asta nu înseamnă că și noi am pierdut. Păi toți au pierdut. Ori nu au pierdut niciunul, ori au pierdut toți. Nu, ai pierdut tu, Adi. Da, Adi. Ai pierdut tu. Nu, prieteni, vreau să scrieți voi în comentarii să ziceți că eu nu am pierdut. Da, scrieți toți în comentarii că Adi a pierdut. Să vedem cine a pierdut. Multe comentarii. Adi a pierdut. Așa e viața. Apropo, prieteni, apăsați neapărat pe butonul de subscribe pentru că pe viitor ne vom afla în mașini și mai puternice. Și mai frumoase, așa că trebuie neapărat să vedeți asta. Băieți, deja am obosit să conduc într-una. Vrea cineva să mă înlocuiască? Da, nu? Eu vreau! Eu vreau să-l înlocuiesc, da! Da, Eugen, foarte bună idee! Valeriu, tu știi să mergi măcar la o mașină? Da, uneori încurc volanul cu frâna, cu asta. Help! Da, sigur, va fi foarte distractiv, băieți. În sfârșit, ceva distractiv în această mașină. Adi, nu vrei să conduci tu mai bine? Hai să vedem cum conduce Valeriu. Chiar mi-e interesat, niciodată nu mi-am imaginat Valeriu la volan. De ce? Credeți că voi face vreo prostie? Sigur că nu. Da, cu jos din cuș o să zici, hai la București, Andreea Băstănică. Da, bună idee. Hai, Valeriu, atunci. Prieteni, aștept acest moment de foarte mult timp. Wow! Ne pornim, băieți! Închide ușa mai întâi! A, da! Cum am putut să uit de asta? Cu Doamne ajută! Valeriu, evită stând! Asta e important! Eugen, de ce ți-ai pus centură? Cu mine ești în siguranță, poți să... Adi, de ce ți-ai pus 5 centuri? Cu mine sunteți în siguranță, băieți! Bine, bine! Cu mine sunteți toți în siguranță! Cum se pornește mașina asta? Nu vreau să conduc eu mai departe! Ai frână și accelerarea! Care este frâna și care accelerarea? Care? Ce? Ce se întâmplă? Ai în față ceva! Ce am în față? Stai, stai, stai! Băieți! 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 Prești! Prieteni, l-am speriat pe Eugen! Eugen! Uite, eu... Nu vine să crede, Eugen, eu sunt șofer cu experiență! Uite, ai curbă periculoasă! Nu te teme, eu cunosc la perfecție toate curbele, Eugen! Eugen, tu nu ai văzut episodul în care eu am construit o mașină? Ai văzut cât de bine mergeam acolo? Păi atunci care este problema? Nu văd nicio problemă. Sunt curbe foarte periculoase. Care curbe periculoase? Eu pot evita toate curbele, Eugen. Eu vreau să cobor aici. Ce sunt indicatoare sunt astea? Ce semnifică? Vreau acasă! 50? Asta înseamnă că viteza cea mai mică este 50, trebuie să mergem mai repede de 50. Gata, uite, ce asta? Wow! Aici e o parcare foarte bună. Ok, oprim aici, oprim. Foarte bună parcare. Băieți, ajunge de la 1 km la 100 secundă. Și deconectăm mașina. Are o gură, Elia. De ce ai oprit? Vreau să mai conduc! Conduc eu! Am dat-o pe dreapta doar ca să ne odihnim un pic! Ești în poază, gata! Nu putem înceta asta! Adi, asta nu înseamnă că tu urci la volan! Orice mai bine decât Valeriu la volan! Cel puțin Valeriu are mai multă experiență! Hai, Adi, încetișor, mergi în față! Ok, deci, 3, 2, 1 și... Oprește! Adi, tu nu știi dreapta cu stânga? Stai, oprește! De ce opri mașina? Gata! O să conduc eu, băieți! De ce? Eu tot vreau să conduc! Cât pe ce? Fiți atenți! Cât pe ce și ajungem în aceste scări! Scări? Unde erau scări? A, nu le-am văzut! Prieteni, fiți atenți ce drum drept avem în față! Eu cred că e timpul să testăm această mașină la viteză! Hai să o facem! Sunteți gata, da? Hai să o facem, da! Suntem gata! Nu-i drept drumul ăsta, vreau unul drept. Dar nu vrei să te dai jos la volan. Nu, când ați mai am ocazie să merg pe un Mercedes S-Class. Asta tot este adevărat. Oh, nu, suntem la vale. Eugen! Ajunge Eugen, gata, intrăm în localitate. Încă un pic și avea să fac pipi cu pantaloni. Cu 50 regulamentat, fiți atenți. Eugen chiar este un șofer foarte bun. Prieteni, tocmai am explodat o mașină cu spumă. Postăm acest video când pe canal se adune 1.400.000 de abonați. Așa că abonează-te chiar acum ca să postăm mai repede acest video. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, cu cât mai multe like-uri, cu atât mai repede apare partea a doua. Cu voi a fost Eugen, Valeriu și Adi. Ne revedem foarte curând. Mercedes-Benz, sat, semafoare portocale. Mân pe Benz ca în șah, toată noaptea până sare. Te driblez, bun mat, ca și fumul la culoare. Mercedes-Benz, sat, bat cu Nike-ul pe pedale.